Înainte de a începe acest clip, trebuie să vă zic că eu sufăr de friguri. Nu știu dacă ați văzut daily vlogurile sau... da, nu știu cum, nu știu în ce ordine vor veni clipurile astea, că eu tot filmez, dar habar n-am care în ce ordine vine deocamdată. Și vă ziceam și în daily vloguri că sufăr de friguri. Exact cum zicea oia în cărți. Că sufăr de friguri, da, și de-aia am un ceai. Am o păturică pe mine, pe picioare, să știți că am o păturică pe picioare, este păturica lui Jiminy, da, i-am furat-o și am păturica pe mine și am un ceai foarte cald aici și să sperăm că trecem de acest clip fără a dârdâi. Venea să-mi iau un pulover pe mine sau chiar o geacă dacă se putea, dar am zis că totuși e mai și mă rezum la asta, da. Și apropo de friguri și de cărți, astăzi avem un tag, știu că nu se mai poartă tagurile, dar am găsit un tag foarte drăguț la Ștefania Istrate, al cărei canal îl las în descriere, dacă vreți să vă uitați și pe canalul ei. Ea face multe clipuri despre cărți, așa am descoperit-o eu, și am văzut tagul ăsta la ea și mi s-a părut drăguț despre cărți. Și cum luna trecută nu am vorbit despre cărți și nici luna asta este foarte posibil să nu vorbim despre cărți, o să vedeți în următorul wrap-up sau în următorul clip cu cărți citite de ce nu întârzi atât de mult. Am zis să fac tagul ăsta, da? Am zis să vorbim totuși despre cărți, dar altfel, nu neapărat arătându-vă ce am citit sau ce n-am citit eu în luna respectivă. Și atunci am zis să facem acest tag. Mi s-a părut foarte simpatic. Tagul se numește... Nu știu cum se numește tagul, pot să vă scriu pe ecran cum se numește tagul, dar este despre cărți, despre TBR, adică despre to be read. Și îi dăm drumul, că avem așa 12 întrebări la care vă invit să răspundeți și voi, o să vă las tot așa întrebările în descriere și vă invit și pe voi să răspundeți la aceste întrebări. Cum îți ții sub control grămada de cărți din TBR? Nu prea o țin în sub control, adică depinde de perioade. Sunt perioade în care îmi vine să cumpăr toate cărțile pe care le văd, deci toate cărțile despre care aud, despre care văd, pe care mi le arată reclama la Elefant, tot. Și credeți-mă că am două maldere atâta de cărți pe care încă nu le-am citit și vreau să le citesc și nu știu când Dumnezeu în viața asta am să reușesc să termin două maldere atâta de cărți, dar mă rog, voi încerca, eu mă voi strădui. În general n-am o strategie cum îmi țin, să-mi țin TBR-ul în sub control. În general încerc să-mi distrag atenția de la a mai cumpăra cărți, deși este foarte greu, mai ales când am perioade cum am avut în ultima vreme, în primăvara asta cel puțin, am fost setată pe a mă uita numai la clipuri cu cărți, clipuri despre cărți, wrap-up-uri, haul-uri, totul numai despre cărți. Acum m-am mai redresat, m-am mai dus la englezi, la grădinărit, dar mai nou am o nouă problemă cu că îi urmăresc pe englezi și vreau să învăț cât mai multe chestii de la englezi, cum grădinăresc englezii, pentru că în cazul în care nu știți, cei mai iscusiți grădinari din lume sunt englezii. Și tot vreau să prind ponturi. Și acum mi-am mai distras atenția de la cărți și parcă mi s-a mai potolit pofta de a cumpăra cărți. Că am o poftă teribilă, deci pofta mea de a cumpăra cărți cred că echivalează pofta mea de a cumpăra pantofi. Sau haine. Pentru că altfel, dacă intru pe Elefant, acum sigur vreau 20 de cărți. Nu mi-am cumpărat, nu știu dacă mi-am cumpărat vreodată 20 de cărți, nu cred, dar am, câteodată am, mă apuc așa, câte un chef să comand 20. Cărțile din lista TBR sunt mai mult în format fizic sau e-book. Sunt în 99%, cred că nu știu, cred că am unul sau două e-book-uri pe care e posibil să le citesc pe laptop, dar în general eu merg pe formatul fizic, odată pentru că mi se pare formatul clasic, formatul drăguț, îmi place, și în al doilea rând ochi, că mi-este destul de greu să stau în fața unui ecran, să citesc de pe ecran, știți, mă obosește foarte tare și chiar dacă aș apela la un Kindle, spre exemplu, că m-am gândit și la varianta asta, să apelez la un Kindle, unde știți că îți dă un fel de culoare a paginii, deși să știți că pe mine mă enervează paginile alea galbene, îngălbenite. Mie mi-este foarte greu să citesc pe alea. Eu le prefer pe alea pe care le urește majoritatea lumii, adică pagini albe cu scrisul ăla foarte negru. Eu le prefer pe alea pentru că este contrastul mai mare și mă ajută mai mult.
Dar mă gândeam și la un Kindle, doar că problema cu Kindle-ul este că îți pune, nu știu, ai un ecran la fel, atâtica, și îți pune pagina pe tot ecranul și ca să măresc, să derulez, ar fi ca de pe telefon și mi-ar fi incomod. Și atunci, da, prefer varianta fizică întotdeauna. Cum alegi următoarea carte din TBR pentru a fi citită? Sunt două metode. 1. Book Club-ul, propunerea de la Book Club, și pentru mai, cu ocazia asta trebuie să vă spun că pentru luna mai am rămas cu aceleași cărți din luna aprilie, pentru că tuturor, absolut tuturor, ni s-a părut luna aprilie foarte scurtă și foarte aglomerată, și mai ales că am avut monstru ăla de femeia în alb, tot fata în alb, îmi vine să-i zic, nu știu de ce, dar e femeia în alb. Am avut monstru ăla de carte pe care cine nu l-a citit înainte de Book Club n-a apucat să-l termine în timpul lunii aprilie, și atunci am zis să continuăm cu aceste cărți, pentru că personal la Book Club-ul ăsta al meu pe care eu l-am înființat nu țin neapărat la numărul de cărți, știți, ci mai degrabă țin ca toată lumea să parcurgă cărțile cât de cât și să înțeleagă ceva și să treacă prin cărțile alea, nu să fie acolo la număr, știți? Nu mă interesează numărul de cărți. Vai, anul ăsta am citit 100 de cărți împreună. Nu mă interesează chestia asta. Mă interesează ca membrii grupului să poată citi cărțile, chiar dacă, nu știu, poate e în cazul în care li se pare că este o viteză prea accelerată, așa, de citire a cărților, ne mai oprim, ne mai facem pauze, mai repetăm luna, cum este și cazul ăsta, adică nu țin la număr, nu trebuie neapărat, wow, trebuie în fiecare lună să bifăm câte o carte diferită, nu. Și așa că am decis pentru aprilie să rămânem pe aceleași cărți din luna aprilie, adică Fata în alb și Viața care i s-a dat. Eu încă mai am jumătate din Fata în alb de citit, adică, dă, așa. Și asta odată, deci am sugestiile de la Book Club și încerc pe cât posibil să mă țin de treaba asta, pentru că mi se pare o formă de respect în primul rând față de membrii clubului, pentru că de aia că eu l-am înființat, și mi se pare o formă de respect, adică dacă nici eu nu citesc cărțile, cine? Așa, ce pretenții am de la ceilalți. Și în al doilea rând vreau să le citesc, că de aia am înființat clubul ăsta, ca să mă motiveze să citesc. Și o altă metodă de a selecționa următoarea carte pentru TBR este cheful. Cheful din starea pe care o am în momentul respectiv. Fie că asta înseamnă, nu știu, că mă uit la carte și văd cât este de groasă, fie că asta înseamnă că, nu știu, mă pasionează subiectul, fie că asta înseamnă că, nu știu, mi se pare interesantă coperta, habar n-am, ce tună mie pe moment. Poate, de exemplu, să fi citit o carte, cum a fost acum, cumva sunt supra-saturată de al doilea război mondial, am tot avut povești cu și despre al doilea război mondial și cumva sunt supra-saturată de treaba asta. Și îmi doresc să mai schimb registru, știți? Adică vreau să mai schimb registru, să mai... Și de-aia Fata în alb, de exemplu, s-a nimerit foarte bine, că e din cu totul alt context. Este un roman victorian, este scris în altă epocă, mult înainte a celui de-al doilea război mondial său. Da, schimbă puțin registru și e bine, știți? Adică mi se întâmplă și chestia asta, să citesc, nu știu, sau să citesc self-help, 3 cărți de self-help, după aia bineînțeles că vreau să citesc altceva, Doamne Sfinte, că nu rămân blocată. Deci, da, nu, chef în general. Ce carte s-a aflat pe lista TBR cel mai mult timp? Carte, nu înțeleg întrebarea, adică ce carte s-a aflat, în sensul de s-a aflat și am citit-o? Sau s-a aflat și încă este? O carte pe care o am în TBR din liceu, mă rog, nu știu dacă e o carte sau sunt două, depinde de editură, cred că e... Nu-mi dau seama, nu, efectiv nu știu dacă e o singură carte sau sunt două, dar nu contează. Este vorba de Iliada și Odiseea. Vreau să citesc Iliada și Odiseea lui Homer din liceu. Și la bibliotecă nu aveam, știu că aveam Odiseea, că de-aia vă zic că nu sunt sigură dacă sunt două volume sau e doar un volum. Aveam doar Odiseea și... mi-a zis mie cineva sau nu știu de unde am înțeles eu că trebuie să încep cu Iliada ca să pricep ce se întâmplă în Odiseea. Și aș vrea să le citesc. Știu că asta și mi-o doresc. De, apropo, dacă știți o ediție drăguță
cu scris decent, adică mare, spuneți-mi, lăsați-mi în comentarii dacă voi știți de unde să le iau sau... Nici n-am căutat recent, acum nici n-am mai căutat cartea asta, pentru că v-am zis, am două maldere de cărți și vreau să trec prin ele, nefiind un cititor foarte rapid, vreau să mai termin din cărțile alea pe care le am ca să mai cumpăr altele și după aia, și poate am să mă interesez și de cartea asta ca să o iau. Sau cărțile astea, ca să le iau, ca să-mi satisfac o dată curiozitatea, pentru că am o mare curiozitate. Numește o carte adăugată în TBR cel mai recent. Stați să ne uităm pe Goodreads, că apropo am și cont de Goodreads, vi-l las în descriere și pe ăla. Ne uităm pe Goodreads, că acolo îmi țin eu evidența, acolo am lista cu cărți, cu ce vreau să citesc. Want to read și am adăugat. Ultima dată știu că am adăugat ceva psihologico. Sau de Cioran, nu. Aia de Cioran este penultima. Stați că își dă refresh. Crearea și ruperea legăturilor afective. De John Bowlby, habar nu am cum să citește, mă scuzați, numele lui. Da, asta. Mi s-a părut interesant titlul. N-am citit nimic despre cartea asta, dar mi s-a părut interesant titlul și mai fac chestia asta. V-am spus că de multe ori, de foarte multe ori sau de cele mai multe ori, mai bine spus, îmi pun sau îmi cumpăr cărți din astea a căror titlu mi se pare interesant sau doar știu foarte puține despre ele. Adică îmi place să mă ia prin surprindere cât de tare se poate. Numește o carte care se află pe lista TBR doar pentru că are o copertă frumoasă. Nu cred că am. Adică am cărți cu coperți frumoase, dar nu cred că am cumpărat o carte doar pentru copertă. Niciodată. Niciodată nu cred că am cumpărat o carte doar pentru copertă, doar pentru cum arată coperta. Trebuie să mă intereseze puțin și subiectul. Dar am cărți cu coperți frumoase. Spre exemplu, îmi plac cărțile... Acum am rămân în minte cărțile din seria Tronul de Cleștar, de care vreau să mă apuc iarăși. Îmi place grafica aia. Depinde și de starea pe care o am, știți? Adică apreciez întotdeauna o grafică și chiar am văzut multe cărți pe care mulți le-au numit urâte, care, nu știu, mie mi s-au părut interesante. Adică încerc să văd partea artistică din spatele unei coperți, știți, când este făcută o carte. Încerc să-mi dau seama cam care este latura artistică, ce a vrut autorul să spună cu acea copertă, dacă sau nu se leagă de subiect. Da, într-adevăr, sunt coperți care mă duc în eroare, adică îmi dau impresia că subiectul va fi despre ceva și mă duc în eroare, dar niciodată nu aleg o carte exclusiv numai după copertă sau pentru copertă. Numește o carte din lista TBR pe care nu o vei citi niciodată. Păi dacă nu o voi citi niciodată, înseamnă că nu are ce căuta în lista mea de TBR. Și vă spun așa, ce nu am de gând să citesc eu, cel puțin în următoarea perioadă, nu voi citi în următoarea perioadă, asta cum îl cheamă, Doamne, până acum mi-a venit numele lui în minte, stați că până acum mi-a, Eliade, Dumnezeule, Eliade mie mi se pare mizerabil. Și aș vrea să nu mă contrazice și să nu intrăm în polemici pe tema lui Eliade, pentru că este o întreagă discuție. Mie mi-este pur și simplu scârbă de Eliade de la mai 3. Și știu că multă lume ridică romanul ăla în slăv și îl iubește și vai ce roman e, dar vedeți că romanul ăla este o variantă romanțată a unui viol. Și din păcate, sau din fericire, nu știu cum să o dau, din păcate pentru Eliade, eu am citit mai multe lucruri despre mai 3 și despre ce s-a întâmplat și despre semnificația lui mai 3, a romanului mai 3, care m-au făcut să-mi fie foarte scârbă după aceea de Eliade. Da? Deci, e o părere pur personală, nu vreau să intru în polemică cu nimeni, nu vreau să contest pe nimeni, dar vă spun că dacă vă place mai 3, ok, bine, dar dacă vreți să cercetați un pic, faceți un pic de cercetare legat de mai 3 și o să vedeți. Că e, de fapt, varianta romanțată a unui viol. Și nu orice viol, violul unui minor, ceea ce e și mai grav. Și mi se pare absolut incredibil că societatea, ca să vedeți că în ce societate trăim, societatea actuală acceptă chestia asta ca fiind, vai, un mare roman clasic, nu știu ce, de dragoste,
Dar versiunea lui Mai 3 nu este acceptată. Și la fel n-am putut cu Camil Petrescu. Nu, știu că sunt clasici și că toată lumea îi adoră și că nu știu ce, viziunile mele din liceu au fost foarte diferite în legătură cu acești autori și prefer să nu îi citesc și nu vor fi pe TBR, în TBR-ul meu. Niciodată. Nu mai știu o listă din TBR-ul tău care încă nu s-a publicat, nu am așa ceva pentru că nu sunt la curent cu ce urmează să apară sau ce trebuie să apară sau ce n-a apărut și urmează sau... Nu sunt la curent, eu sunt, știți că eu sunt în urma trendurilor tot timpul, în general aflu de ce trendy și modern și la modă în materie de cărți de pe la fetele la care mă uit și mă iau și eu după ele, adică nu încerc să fiu înaintea nimănui. Scopul meu nu este să fiu prima care citește o carte, ci scopul meu este să rămân ceva după cartea aia, după ce am citit-o, sau să dea o stare bună, sau adică interesele mele în ceea ce privește lectura nu sunt de a, nu știu, de, la nivel de competiție, nu mă interesează. Caut cărți vechi, caut cărți, nu știu, depinde de situație, știi? Adică n-am niciun stres din punctul ăsta de vedere și cred că e cel mai bine așa, că așa nu pierzi din plăcerea aia de a citi. Așa, numește o carte din TBR-ul tău pe care simți că toată lumea a citit-o în afară de tine. Stați că mă gândeam să zic o carte pe care nu o am în TBR. Dar după aia mi-am dat seama că zice că o carte din TBR-ul meu este Apă proaspătă pentru flori. Într-un mare final m-am decis și eu să citesc cartea asta. Am pus-o în TBR. Dar încă n-am citit-o. Știu că anul trecut toată lumea a vorbit despre cartea aia. Știu că toată lumea a fost peste tot, pe unde puteai să o vezi și pe unde nu puteai și pe acolo o găseai. Toată lumea a vorbit de cartea asta, dar eu am zis că nu o citesc, că prima dată nu m-a atras subiectul. După care am auzit-o, cred că chiar la Ștefania, dacă nu mă înșel, sau la Ildico. Nu, la Ildico. La Ildico, vă las și canalul ei în descriere. La Ildico am auzit un alt fel de review, o altă versiune care m-a intrigat și adică a dat niște indicii diferite de celelalte persoane. Celelalte persoane care au făcut review la cartea respectivă au vorbit în mare cam despre ce și în sinopsisul cărții. Știți, adică n-au dat prea mult de spoilere. Ildico n-a dat spoilere, doar că a zis altceva care m-a intrigat și care m-a făcut curioasă și atunci am pus-o și eu în TBR, dar da, nu știu când am să o cumpăr, că încă nu am nu am cumpărat-o și nu știu când am să o cumpăr și prin urmare o să mai dureze ceva. Dar da, iar cartea la care mă gândeam, să vă zic și pe asta, pe care nu o am în TBR și nu vreau să o citesc, dar tot așa am senzația că anul trecut toată lumea, dar absolut toată lumea a vorbit despre cartea asta, este Flori pentru Algernon. Am înțeles că este o carte frumoasă, dar este din ce am înțeles din subiectul respectiv, am înțeles că este foarte tristă și când vine vorba de boli din astea în fază terminală la copii, pe mine mă termină psihic, eu nu pot, nu vreau să citesc așa ceva și nu pot. Toată lumea a zis că e vai ce extraordinară carte, bănuiesc că este, nu contest treaba asta, dar eu n-am să pot cu să citesc. Nu, subiectul este mult prea sensibil pentru mine, știți, și nu vreau să mă supun riscului de a boci mai mult decât trebuie, că și așa bocesc destul. Numește o carte din TBR care ți-a fost recomandată de mai multă lume. Stați că tot așa trebuie să mergem pe Goodreads, că nu mai știu cum se numește. Este aia cu detectivul, cu... Cum îl cheamă, mă? Dorian Gray? Nu. Dorian Gray. Pardon. Dorian Gray e altcineva. Nu știu de ce mi-a venit în minte Dorian Gray, că nu m-am mai gândit la seria aia de secole. Așa. Stați așa, că o am aici.
Am cumpărat, din păcate, așa, Fabian Risc, seria Fabian Risc mi-a fost recomandată de mai multă lume. Dacă vă zic și ce recomandare a primit pe Goodreads de la cineva, leșinați, deci efectiv. Deci mi-a zis un domn pe Goodreads cu care m-am prietenit, adică suntem, ne-am dat follow acolo pe Goodreads, n-am discutat decât asta cu el, mi-a zis că când am adăugat cartea asta la Want to Read, primul volum, al doilea l-am adăugat, pentru că eu credeam că al doilea volum este de fapt primul, m-am zăpăcit, că primul volum l-am adăugat după. Deci mi-a zis, zice, da, îți recomand să citești cartea, cărțile, seria asta, că este genială, este extraordinară, este o serie polițistă. Și este extraordinară seria și îți recomand să o citești, pentru că eu am luat prima carte din întâmplare de la un stand de ziare. Am luat-o așa la derută și după ce am citit primul volum a trebuit să-mi iau liber o săptămână de la serviciu ca să termin toată seria. Zic, wow! Zic, wow, da, ce recomandare, zic. Cum v-am zis, dacă omul și-a luat liber de la serviciu, zic, mamă, înseamnă că chiar e bună. Și după aia mi-a zis și Ildico de ea, mi-a zis și Ștefania de ea, că a venit vorba în comentarii despre cartea asta și mi-ați mai zis și voi, și una din fetele de la Book Club, și zic, ok, da, e bine, doar că eu nu v-am zis, am crezut că prima carte, a doua carte este prima, al doilea volum din serie este primul și l-am cumpărat pe ăla, da, așa. Numărul 11 numește o carte din TBR-ul tău pe care aștept să o citești cu nerăbdare. Păi asta este, asta, pentru că atât ați recomandat-o și atât mi-ați zis de ea, că da, mai ales că e serie polițistă și știți că la mine place cu serii polițiste, la mine place. Iar ultima întrebare este mortală. Câte cărți se află pe lista ta de TBR? Auci. Goodreads-ul ne zice că la Want to Read am 274. Dar eu consider un TBR mai restrâns cărțile pe care le am în casă și pe care nu le-am citit. Care nu știu câte sunt. Am vrut să le număr înainte de clipul ăsta, înainte de a filma clipul, dar mi-a fost frică. Și nu le-am numărat pentru că sunt foarte. O să le număr totuși de dragul artei și de dragul amuzamentului și am să vă las un cifra pe ecran. Nu știu câte sunt, dar bănuiesc că sunt multe, cred, sunt fiorător de multe și poate ar fi cazul să nu mai cumpăr cărți și să le citesc pastea. Deși sunt multe care sunt atât de drăguțe și atât de recomandate și atât de yummy încât le-aș citi, le-aș cumpăra imediat. Da, mi-este foarte greu să mă abțin, v-am zis, din a cumpăra cărți, dar o să încerc. Chiar mi-am propus, mental așa, ca de pe 1 iunie să nu mai cumpăr cărți decât cele pentru Book Club. Decât cele propuse la Book Club. Așa mi-am propus eu mental, să vedem dacă mi-iese. O să vă zic, o să facem un fel de project pen. Ce ziceți de treaba asta? Ia, hai să facem un fel de project pen. Pentru cărți până la finalul anului și să nu mai cumpăr decât ce este necesar pentru Book Club. Cam asta a fost tagul de astăzi. Mi s-a părut foarte simpatic și, cum v-am zis, vă las întrebările în descriere și aștept să răspundeți și voi la ele. Mi-a plăcea foarte tare să-mi spuneți ce cărți vă plac vouă, ce recomandări aveți de cărți pentru mine, ce părere aveți de seria Fabian Risc. Așa, dacă vreți să intrați în Book Club-ul meu, v-am zis, aveți linkul în descriere. Vă aștept și pe Instagram, că vorbesc acolo cu voi în fiecare zi. Nu uitați că postez o dată la două zile. Vă pup și ne vedem în următorul clip.